Mai mulți călărășeni au participat la ședința Consiliului Local al municipiului Călăraș pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la majorarea tarifului la apă și canalizare. Pe de altă parte, la ședință au participat și salariații Ecoaqua, care au declanșat acțiuni de protest, nemulțumiți fiind de salariile mici. La finalul ședinței, directorul Ecoaqua, Cezar Neagu, a prezentat motivele care au dus la solicitarea majorării de tarif. Bună ziua, bine ați venit la ședință! După cum vedeți, pe lângă colegii mei consilieri, sunt în sală o serie de cetățeni și v-aș ruga să vă înscrieți la interpelări, atât dumneavoastră ca și consilieri, dar în primul rând cei care au venit în sală, să ascultăm de ce au venit, să notăm problemele care sunt și aș vrea să notez o ordine, în primul rând pentru cetățenii din sală, după aia pe colegii mei consilieri. Vă rog, cine să înscrie la discuții la interpelări? Duican, domnul Duican, o dată, Florea, da? Altcineva? Vă rog? Dintre dumneavoastră, să înțeleg, ați venit cu o problemă sau... Domnul Șerban? Șerban Ion. Altcineva? Să înțeleg că reprezentați... Este de la Ecoaqua, nu este? Este. Unde este? Păi să prezinte aici, pentru că situația rezultă gravă la Ecoaqua. Nu mai pot să dea salaiele, că știți... Vreau să vă informez că dumneavoastră nu este și preocupare de partea executivului care totuși aveți acolo o treimă de 60 de oameni. Nu se poate să trece de îndată, am convocat, nu că să vă explicitez, am convocat de îndată domnul Creșterea la Rebu, s-a și redactat o hotărâre de guvern care, părerea mea, cam abuzivă, pentru că sunt firme private, cele de salubrizare, și firma statului, nu m-a fost băgată. În același timp trebuie băgată. Rebu cu Ecoaqua, care e firma noastră. Am creat-o noi, să știți. Poate consiliile locale. E păcat, adică niște oameni care lucrează din greu, să știți. Nu au salarii, nu pot să-și ia salariile. Referitor la Rebu, este conform legii, eram obligat. E legii, dar de ce să dă o hotărâre de guvern pentru niște firme private și pentru firmele statului? De ce? Asta de ce? E Partidul Liberal Național, sau cine este la... Sau mai multe partide, nu? O coaliție, care... Cum? Nu mi se pare că am avut pe chestia asta ca guvernul României să dea o hotărâre de guvern, să triplăm prețurile la niște servicii? Locale, domnul președinte. Este foarte adevărat ce spuneți, dar noi reglementăm treaba la Parlamentul ăsta local și nu... Când aveam noi cererea oamenilor. Aș vrea să vă înscrieți la cuvânt, domnul Aliciu, și să vă dau cuvântul în momentul în care îl solicitați. Bun, dintre cetățenii care sunt în sală, dacă în afară de domnul Duican, domnul Șerban și domnul Maricel Cosmâncă, mai vrea cineva să ia cuvântul, după care o să întreb și pe distinșii mei colegi consilieri. Deci să înțeleg că din sală nu mai vrea nimeni dintre cetățeni. Vă rog, domnii consilieri, notez. Dulce. Domnul Dulce Marius. Da, am notat. Altcineva? Domnul Ariciu. Dumitru. Altcineva, vă rog. Domnul Buzea. Doamna Balica. Ok. Bun. Astea sunt înscrierile la cuvânt. Le vom dezbate și vom asculta pe oameni până vom trece la ordinea de zi. Deci primul înscris la cuvânt este vorba de domnul Duican Florea. Domnul Duican, vă rog. E o problemă a orașului. Eu am mai ridicat această problemă într-o sfătuire a dumneavoastră la primărie. Problema apei potabile din municipiul Călăraș. Ne aflăm pe locul 24 cu materialul domnilor.
suntem înaintea Timișoarei, înaintea Ploieștiului și înaintea atâta Târgului Jiu, a altor orașe. De ce atât de mult crește apa de la un an la altul, sau poate și mai des? Luna trecută am primit o factură la același consum de apă pe care l-am avut cu luna anterioară, cu câțiva lei în plus. Nu ne explicăm de ce. Pierderi nu sunt. La prop nu curge nici picătură de apă. Luând de la apometru din stradă și intrând în subsol, nu există nicio pierdere. De ce apar aceste consumuri în plus față de ce... Mai mult de atât, da? Solicităm din 1900 și ceva, ca pe Tudor Vladimirescu să umble la canalizare. Pentru că canalizarea de acolo nu mai corespunde preluării apelor menajere care merg de la blocuri. Am vorbit și cu domnul director Neacșu, am o grămadă de adrese făcute atât la primărie cât și la apă. Am rămas cu ele și nimeni nu întreabă. Am acasă cârlit, mă duc în stradă, ridic apacul, mă uit, văd dacă e nevoie, sun la apă. Vine, într-adevăr, mașina de sundă. Dar e obligația a locatarilor să facă treaba asta? Bun, am notat. S-a mai notat și altă dată, domnul vice, și fără de ajutat. S-a făcut o intervenție acolo între blocurile la B16 și B15. S-a săpat canalizare, s-a făcut, iar blocul B15 încă nu era acordat la canalizarea care a făcut-o. De ce nu se urmărește? De ce trebuie să plătim noi toate oarele sparte pe care cei de la apă le gestionează? Da, domnul Dulcă, am notat și acum o să profit după ce o să spună și ceilalți colegi ai dumneavoastră, profit de faptul că domnul director Neagu este aici cu domnul director Neagu și o să încercăm pe loc un răspuns și eventual niște măsuri care să ducă la rezolvarea problemelor pe care le-a gândit. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Domnul Șerban Ion, vă rog! Bună ziua, domnule președinte de ședință, stimați consilieri și onorați participanți la ședința de astăzi. Unul din punctele pe care vreau să le ridic deja a atins anticipatorul meu, dar totuși vreau să întreb cum se justifică cele 10% sau cât vrea să se majoreze prețul la apă. Mulțumesc frumos! Da? O să profit de faptul că l-am aici și pe directorul de la Piete, este domnul Mare, așa și domnul Angel de la Poliția Locală, în măsura în care pot să vă răspund, o să trecem și la răspunsuri, dacă nu, v-aș ruga pe cei implicați în întrebările pe care cetățenii municipiului le-au adresat, vă rog să le transmiteți aceste răspunsuri în scris, rămânând ca la sfârșitul ședinței, cei care ați interpelat, să lăsați adresele și numărul de telefon pentru a putea să vă transmitem și în scris răspunsurile mai în detaliu pe care colegii noștri de la implicați în problemele astea să vă lămurească. Dăm cuvântul domnului Maricel Cosmâncă. Bună ziua! Vreau să vă spun că reprezint sindicatul Familia din Ecoa Călăraș cu număr de peste 500 de salariați. Ce să vă zic? Suntem puțin obosiți, venim de la pichetare, ceea ce va urma și mâine și bănuiesc că săptămâna viitoare. De ce am venit noi? De ce facem aceste acțiuni sindicale? În primul rând, vreau să vă spun că de ani de zile, de când salariul minim pe economie în ianuarie se mărește, noi am fost nevoiți ca, era și normal, să nu lăsăm necalificatul cu acela salariul ca și calificatul, să mărim salariile pe grilă. În fiecare an am luat salariul 2, 3, 4, 5 luni de zile diminuat, cu zero în față. Și anul trecut și în 2017. Vă mai spun încă o chestiune. N-am mărit tariful la apă din 2017, când salariul minim pe economie era 3170. Gândiți-vă că acum este 5.000, mediu brut pe economie, scuzați, mediu brut pe economie. Acum, de la 3.000 și ceva, a ajuns la 5.000, anul ăsta, în 2020, 5.400, în mod sigur. Procentul care a mărit salariul, nu vreau să vă mai spun, că și la nivel de județ, deja în acest moment,
la nivel pe județ mediu brut e mai mult decât la Ecoacua cu în jur de 10.000 de lei. La nivel de județ. Totuși suntem o companie de apă, nu facem nici cuie sau pantof, vrem să fim respectați, vrem să muncim, vrem să dăm apă bună, vrem să o dăm continuă și vrem să nu mai luăm cu zero în față. Da, aveți o solicitare către Primăria Călăraș, către Consiliul Local, în mod direct sau vreți să prezentați situația în care vă aflați tuturor? Am pus-o verbal situația asta, dacă va fi cazul, vom face și în scrisul, fără discuții, noi deja am început acțiunile Vă rog, probabil dacă sunteți de acord, săptămâna viitoare stabilim o zi și o oră în care să putem face o masă rotundă împreună și cu conducerea dumneavoastră sau cu cine doriți, iar de la primărie, de asemenea, cu persoanele abilitate și care pot să vă dea un răspuns competent. De asemenea, o să-l invit pe domnul Dragu să participe la această ședință și pe oricare dintre domnii consilieri care și-a dat disponibilitatea. Bine să fie la toate formațiunile politice să vină liderii de grupuri. Da, eu pot să invit. Dacă... Da, domnul Dragu, noi de la PNL suntem siguri prezenți, dumneavoastră, și sunt sigur că și colegii de la PSD vor participa. Ne dai un program și ne aliniem după el, pentru că e o problemă importantă a orașului. Mulțumesc frumos, să te aștept cu propunerea și eu mă oblig să adun în jurul meu la masa asta colegii mei din Consiliul Local. Domnul consilier Buzea, vă rog. Scurte cuvinte cu apa. Păi, ca să discutăm despre apă, sunt aici de față, ne trebuie ce? Volumul de apă, costuri, oameni. Și apare contradicția între tarif și salariu. Eu, Buzea, nu vreau să plătesc mai mult. Nu vreau, pentru că sunt banii mei. Oamenii lor trebuie să-i dăm salariu. Prin urmare, neapărat, dacă discutăm, să discutăm cu nota de fundamentare a prețului pe volum. Corect, domnul director. Și în felul ăsta, ca ele se regătesc toate acolo, inclusiv pierderile. Dacă nu mă înșel, legea îți dă să ai voie pe rețea, pierderi de 50%. Greșesc? Da, greșesc. E greșit? Da. Nu mai știu. Eu n-am mai citit de vreo zi. Dar asta trebuie să o faci cu temeiul legal în față și cu nota de fundamentare. În felul ăsta, salariile care se regăsesc în unitatea de măsură, în metru cub, în mii, ce măsurați voi, trebuie să regăsească și salariile la mine. Pentru că e sensibilitatea asta dintre cine, dintre mine care plătesc și el care vrea să la salariu. Ăsta e punctul meu de vedere. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului director Cezar Neagu, care are un material aici și domnului director Neașu. Au un material depus la mapă, virazabil de toate problemele astea cu apa și cu mărirea tarifului. Ce aș vrea să spun înainte de a-i da cuvântul domnului Neagu, mai toți dintre dumneavoastră știți foarte bine că Ecoacua în ultimii ani a făcut, începând de pe vremea domnului Dragu, niște eforturi deosebite și au ajuns la niște performanțe cu totul și cu totul deosebite, în condițiile în care personalul bine pregătit, oameni foarte bine pregătiți din vechea generație, cu salarii mici în condiții deosebite, să ajungă la performanțe extraordinare. Mai mult decât atât, în programele care le-au dezvoltat, au reușit să aducă și să implementeze până aceste proiecte niște utilaje foarte performante, niște utilaje noi, drept pentru care noi bem o apă extraordinar de bună, o apă mai mult decât apa plată. Toate aceste sisteme, dispozitive, aparaturi, mașinării trebuie să întreținute. În momentul în care nu reușim să întreținem aceste utilaje, vom ajunge de unde am plecat. De asemenea, e foarte adevărat și este deranjat, așa cum bine a punctat și domnul Dragu aici în ședință, că nimeni nu vrea să plătească mai mult. Dar vreți să reducem pierderile. Pierderile domnilor nu se reduc decât într-un program de investiții, care program de investiții necesită bani și pe care acești bani trebuie să-i atragem de pe unde îi atragem, dar sigur că și noi ca cetățeni trebuie să contribuim cu punctul ăla, cu
puțin la al nostru. Asta este o poziție a mea personală și a mai multor colegi din primărie. Sigur, nu știu dacă toată lumea agrează acest punct de vedere, dar să știți că toate instalațiile se mențin cu oameni bine pregătiți, cu oameni bine plătiți, pe care s-ar putea să nici nu-i mai avem, pentru că e foarte greu cu forța de muncă. În momentul în care și plătim prost, nu știu dacă o să îi mai găsim. Și atunci utilajele și mașinile o să stea și o să se uite la noi. Cel mai grav este ca într-un oraș să n-ai apă. Restul se mai rezolvă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă rog, domnul director. Suntem într-un moment în care trebuie să fac un lucru care, sincer, să fiu, nici mie nu-mi place, că nici mie nu-mi place să mă duc la piață și să văd că au crescut cartofii de la 1 leu la 3 și carnea de la 14 lei la 21 și așa mai departe. Asta e realitatea și o să vă rog să să-mi acordați câteva minute bune. Știu că esența domnului. Dacă nu explică domnul director bine, nu încerce mai subțin. Nu vă grăbiți să explicați cu trebuie ca să putem să discernem dacă face ceva sau nu corect. Haideți, vă rog, să-l ascultăm pe domnul director. Avem acest tarif care este astăzi practicat de către Ecoacua. 4 lei și 11 bani câteva cu tot pentru apa potabilă și 3 lei și 75 de bani pentru canalizare și epurare, tot TVA. Cu mențiunea că la canalizare mai adăugăm un coeficient de 0,9 din cantitatea de apă și cantitatea facturată la canal este diminuată un 90% din prețul apei, din prețul cantitatea. Luând în comparație cu alții, fiindcă am fost acuzați că e scumpă, că la Călăraș este apa foarte scumpă, vreau să vă spun că dacă vă uitați pe site-ul ANRSC-ului, care este autoritatea care ne avizează nouă tarifele din punct de vedere tehnic, corectitudinea acestora, o să vedeți acolo că sunt la zi date și la sfârșitul anului 2019 Ecoacua era pe locul 32 din 45 de operatori. Adică nu avem totuși chiar cea mai scumpă apă. Ce? Și trebuie să țineți cont că suntem într-o zonă de câmpie, că totul trebuie pompat și apa potabilă și apa epurată trebuie pompată. Avem deja în Călăraș la ora asta 15 stații de pompare a apei unor uzate. Mai mari sau mai mici, cu personal sau fără. Tariful pe care vi l-am prezentat un pic mai înainte este aprobat în 2017 și procedura de aprobare a tarifului se declanșează cu câteva luni bune înainte, adică undeva în sfârșitul anului 2016, cu datele anului sfârșitului de an 2016, se face această aprobare pe baza unui dosar foarte voluminos, pentru că oamenii ăia țin dosarul acolo și îl studiază foarte amănunțit și taie din el, din propunerile voastre, doar pe date istorice. Adică facturi, copii după facturi, tot ce înseamnă cheltuielile pe care le face Ecoacua, salarii, taxe, impozite și tot ce mai se... toate cheltuielile care mai se fac de către compania noastră. Asta înseamnă că întotdeauna noi vom fi în urmă cu 6-7, un an de luni, un an de zile cu față de realitatea economică pe care o trăim. Din 2017, când a fost și a parcurs acest traseu și a fost aprobat prin septembrie, parcă, practicăm acest traseu. Cu greu am reușit să facem față în toți acești ani menținerii cheltuielilor la un nivel suportabil și să putem raporta la sfârșitul anului un mic profit. Mic.
2%, ceva de genul ăsta. Și fac o mică paranteză, obligativitatea de a avea profit ne este impusă de Uniunea Europeană în momentul în care ne-a acordat fonduri europene. E una din obligațiile peste care nu se poate trece. În toată această perioadă de 3 ani de zile, salariul minim pe economie a crescut de 60%, poate și mai bine de 60%. De la 1370 parcă la 2080. Am încercat și eu să mențin salariile angajaților companiei în limitele rezonabile. Și în niciun caz nu le-am crescut cu acest procent. Am crescut odată cu 10%, am mai crescut odată cu 7% și acum, în ianuarie, pentru că a venit guvernul cu o nouă ordonanță de salariu minim pe economie, am mai crescut cu 7,2%. Acest 7,2% nu este prins în propunerea pe care o aveți la MAP. Și așa cum a spus-o și liderul de sindicat, există o prevedere în contractul colectiv de muncă și eu apreciez lucrul ăsta că oamenii salariați Ecoaco au înțeles că înainte de salariile lor au pus supraviețuirea companiei. Pentru că ei nu ar avea loc de muncă și salarii dacă compania n-ar fi viabilă. Există această prevedere care spune că salariile după primele 6 luni ale anului, dacă compania nu este pe profit, se corectează, e o formulă de calcul și de-aia dânsul a spus că la fiecare creștere de salariu minim pe economie au fost câteva luni ale anului până am reușit să regresăm situația în care le-am acordat salariile cu zero față. Din fericire, și aici trebuie să spun, cu sprijinul în special a primăriei Călăraș, dar și a celorlalte OAT-uri, am reușit în fiecare an să redresăm situația până la sfârșitul anului și le-am acordat o primă care de fiecare dată a acoperit pierderea de salarii din lunile respective. Ei sunt îngrijorați și pe bună dreptate că e posibil ca anul ăsta să nu se mai poată realiza acest lucru. Și la negocierea salarială avută în luna ianuarie, pentru corectarea salariilor cu această creștere a salariului minim, au acceptat ca acel coeficient calculat pe baza formulei să se aplice după 4 luni, nu după 6 luni. Și pericolul mare este ca în mai, salariile la Ecoaco să nu poată fi plătite și, Doamne ferește, mai rău, să nu putem plăti energia electrică, reactivii, datoriile la buget și așa mai departe. Toate cresc. Asta este. Vrem, nu vrem, prețul tuturor. Al doilea element important care a crescut în această perioadă a fost energia electrică. Noi am avut un contract foarte bun în 2017. Unul dintre cele mai bune contracte vis-a-vis de prețul energiei electrice. Din nefericire, din 2018 și știți și dumneavoastră că a fost o explozie a prețului energiei electrice. Aveți la mapă în materialul prezentat de mine cifrele exacte. Practic, prețul energiei electrice s-a dublat. În condițiile în care am 10% ponderea cheltuielilor pe energia electrică în costuri, dublarea cheltuielilor a fost greu de suportat și asta. Trebuie să găsim sursele și soluțiile de a contracara aceste fenomene. Trendul energiei electrice însă este în continuare în creștere. Dacă observați, ianuarie deja, factura lunii decembrie care a venit acum în ianuarie este deja și mai mare. Și toate informațiile pe care le dețin, foștii mei colegi de facultate, eu am terminat energetica, lucrează în domeniu și toți îmi spun același lucru. Energia va crește. Al treilea element important care a intervenit în perioada asta a fost finalizarea proiectului
pe fonduri europene care s-a chemat postul de mediu. Numai un cărcotaș poate să spună că apa la Călăraș nu este foarte bună. Este foarte, foarte bună. O dovedesc testele de calitate efectuate. O dovedesc testele de calitate efectuate de laboratoare străine. Noi avem o recunoaștere internațională, un laborator din Anglia care face în paralel cu noi aceste teste și care au confirmat corectitudinea și acuratețea datelor de laborator. O mică paranteză aici, facem de 100 de ori mai multe verificări ale calității apei decât normativul. Tocmai pentru a fi convinși și a fi sigur că apa pe care o livrăm către populație este de foarte bună calitate și siguranța alimentării populației nu e în pericol. Verificăm la toate grădinițele, la toate școlile, la toate liceele, cel puțin săptămânal, calitatea apei. Deci, postul de mediu a adus beneficiile astea pe care le-a adus și avem o investiție pentru Călăraș de 40 de milioane de euro. Investiții în municipiu. A adus și costuri. În primul rând, costul de operare. Costul de exploatare. Înainte nu aveam o stație de epurare. Aveam niște decantoare, să decantau un pic apa și o dădeam în Dunăre. Acum e o uzină. Eu v-am invitat de altea ori. Veniți să vedeți. E o uzină care consumă energie electrică, care consumă reactiv, care consumă manoperă multă. Normal că în cheltuieli toate aceste elemente apar. Și alt element foarte important care a apărut odată cu finalizarea proiectului, și știți bine că la sfârșitul anului 2018 dumneavoastră ați aprobat prin hotărâre de Consiliul Local preluarea în patrimoniu public a investițiilor făcute și predarea către Ecoaqua pentru operare a acestora. Odată cu această procedură de predare-primire, Ecoaqua trebuie să plătească către Consiliul Local impozite și taxe, pe clădiri, pe utilaje. Valoarea e de 2%. Pare mică 2%, dar adunate cu toate celelalte pe care vi le povestesc eu acum, adică se adună toate astea. Ba mai mult. Știți foarte bine că Ecoaqua a făcut un împrumut de 4 milioane de euro ca să cofinanțeze acest proiect. Partea de cofinanțare a operatorului este partea amortizabilă. Noi calculăm amortizare la aceste. Bunurile publice nu se amortizează. Și o să ajungem când vorbim de pierderi și la subiectul ăsta. Dar amortizarea aia care se calculează pentru cei 4 milioane de euro investiți de Ecoaqua înseamnă 5% în costuri. 5% și cu 2%, 7% iarăși, dintr-o dată. Mai mult, în tot în perioada asta, inflația a crescut de 12 ori. Cu 12%, mă scuzați. Numai în ultimele 3 luni a fost 3%. Credeți-mă că nu cred că există pe lumea asta manager și consiliul de conducere, director, care să poată să găsească măsuri la același nivel al veniturilor să se încadreze în costuri. Este imposibil. Nu știu ce măsuri manageriale se pot lua și dacă e cineva care știe, e bine, bine să știe. Că binevoitori de ăștia care îi dau cu părerea prin mass media și pe la colțuri am mai văzut. Dar să vină unul cu o soluție, cu o idee, n-am auzit. Iar faptul că managementul companiei este foarte bun, vă spun un singur lucru. 5 luni a stat ANAF-ul anul trecut. Astăzi am încheiat procesul verbal și cu Curtea de Conturi. N-au găsit nimic. Eu zic că lucrul ăsta spune ceva. Și ultimul lucru pe care îl aduc ca argument în favoarea creșterii tarifului, știu că nu e bine să-l spun, dar îl spun pentru că trebuie spus. Ecoaqua se află într-o plină campanie de expansiune în județ, în comune. Asta este realitatea. Când ne-au dat cei 100 de milioane de euro, ne-au pus o condiție care se cheamă
principiul solidarității. Luați de la noi 40, în final au fost doar 40, că prin licitații, normal că valoarea a scăzut. 40 de milioane de euro la Călăraș. Luați de la noi banii ăștia, dar pe viitor, noi vă ajutăm pe voi acum să vă dezvoltați, pe viitor trebuie să-i ajutăm și voi pe alții. Asta este realitatea. Am preluat comune, până acum suntem la 13, la 14-a comună. De la 1 ianuarie am început să luăm chirnoși. Cu probleme, nici nu vreau să vă spun ce găsesc în comună. De asta, eu unul vă rog să vă plecați asupra subiectului și să votați în cunoștință de cauză. Neacordarea tarifului influențează în mare două mari probleme. Trei, de fapt. Odată salarizarea de care v-am vorbit. În al doilea rând afectează acest program operațional infrastructură mare pentru care lucrăm în momentul de față. Și 2% de care este obligatoriu. Ajungem și la. Și în al treilea rând influențează pierderile. Rămân la voi. Suntem în fază finală de semnarea contractului de finanțare. 260 de milioane de euro. Dosarul este la firma Uniunii Europene care se cheamă Jaspers, ultima entitate care vizează acest proiect înainte de a ajunge la Bruxelles. 260 de milioane de euro în afară de combinatul siderurgic, că nu mi-aduc aminte să mai fi venit în județul nostru. E un proiect mare, greu și fără ajutorul dumneavoastră, al Consiliului Județean, al celorlalte entități care concură la acest proiect, nu putem să-l facem și e păcat. Ne costă 2 lei, 100 de lei. Adică Consiliul Local, oricare din ele, va primi instalații de 100 de lei, punând 2 lei. Părerea mea că nici nu mai trebuie discutat. Și îl influențează acest proiect în două moduri. Tarif mic, Uniunea Europeană judecă în felul următor. Aveți rezerve în preț pentru că se judecă vis-a-vis de venitul mediu pe zonă, care e 4200, cum l-ați auzit pe domnul Cosmin mai devreme, 4200 de lei este venitul mediu față de 3700 la Ecoacqua. Aveți rezerve în preț. Așa că cofinanțarea pe care o veți suporta va fi în funcție de acest indicator. Sau, Doamne ferește, dacă nu avem profit, nu ni se dă în mod sigur finanțare. Și ultimul element pe care îl influențează, ultimul, printre cele importante, dar pe care merită să-l subliniez acum aici, este cel legat de pierdere. Dacă vă aduceți aminte, pe vremea, eu mai sunt mai în vârstă, așa și pe vremea comuniștilor era o vorbă cu toată lumea să pricepe la fotbal și la agricultură. Acum mai nou toată lumea să pricepe și la apă. Îi răspund domnului Buzea, în primul rând, normativul prevede că o pierdere rezonabilă este de 30%. Acolo unde se bagă bani în infrastructură, în rețelele vechi, în contorizare și, mă rog, în tot ce trebuie făcut. În rețele. O secundă. Rezultatul este cel scontat. La Urziceni și la Oltenița, pierdere sunt de 27-26%. Dar la Urziceni, la Oltenița și la încă vreo două localități, 95-98% din rețele au fost schimbate în ultimii 10 ani. La Călăraș s-a reușit din 130 de km de rețea de apă, aproximativ 50 de km se schimbă. Și rețeaua este veche de 60 de ani, poate și mai veche de 60 de ani. Avem în cadrul POIM-ului prevăzuți 40 de km de rețele de schimbat. Încă nu sunt sigur că ni vor acorda pe toți.
Pentru că principiul Uniunii Europene este următorul. Vă dau bani pentru extinderi, vă dăm bani pentru extinderi, pentru modernizare de surse, reparațiile, vi le faceți. Vă găsiți fonduri, vă găsiți resurse să vă, să vă faceți reparațiile. Aici încă mai am îndoiel că în urma analizei vor fi aprobați toți cei 40 de kilometri pentru Călăraș de rețele de canalizare de apă. Vă aduc aminte că într-un hotărâre de Consiliu din anii precedenți a fost în acest Consiliu sau în cel dinainte, nu mai știu, aprobată pentru Călăraș un nivel al pierderilor de 47%. ANRSC-ul, autoritatea care reglementează în serviciile publice, pune o condiție când ne aprobă prețul. Hotărâre de Consiliu Local pentru nivelul pierderii. Care hotărâre se ia pe baza realității în care trăim. Asta este realitatea la Călăraș. Vă aduc aminte că a venit vorba acum de Titulescu, da? L-a bătut la cap pe domnul primar, haideți să schimbăm și rețeaua de apă. Că e de peste 40 de ani. Probabil prin 81. Și eu l-am schimbat? Domnul Dragu poate știe mai bine ce ani a fost făcut. Și surpriza mare care a fost când a decopertat și nu aveam nicio istorie importantă pe Titulescu vis-a-vis de pierdere. Nu erau. Surpriza mare a fost că erau cel puțin în 5 locuri mici fisuri, care pe măsură ce trece timpul se măresc, bineînțeles. Și peste un an de zile după ce terminam asfaltarea, ne trezeam cu balta în stradă. Da? A costat, s-a adăugat toată valoarea asta la costul acelei lucrări. Problema pierderilor este o problemă de opțiune a noastră a tuturor. Fiindcă costurile reducerii pierderilor sunt enorme. Costă foarte mult. Am înființat echipă de reducere a pierderilor. Sunt 8 salariați, 2 ingineri, un maestru, 5 muncitori. Ăștia care merg pe stradă, poate i-ați văzut, cu căști, cu aparatură, cu logger, cu tot felul de instrumente, a reușit să le achiziționăm. Scumpe. Ne mai trebuie. O să mai achiziționăm. Înpoim și poate și pe fondurile noastre, dacă vom reuși. Dar după ce trec ei și detectează și verifică, hai să ascultăm, trebuie să vină echipele de intervenție. Da, săpăm, sudăm câteodată, poate, nu ne-ați văzut, la minus 15 grade, nu? Sau la 40 de grade. Oamenii mei sunt acolo în groapă, în șanț, sudează, rezolvă problemele care sunt. N-am văzut, și le-am zis jurnaliștilor, n-am văzut niciun jurnalist să vină atunci să filmeze când oamenii aia se chinuie acolo. Da? Fratele domnului Marius, Dulce, extraordinar sudor, dar are o vârstă, oamenii au ajuns la anumită vârstă. 48% din salariații lui Ecoaco au peste 50 de ani. Și nu găsim salariați. Cu salariile astea pe care le oferim, nu găsim oameni care să vină la Ecoam. Mai nou, peste noi vine acum un alt necaz. Windows XP-ul s-a dus papa sâmbetii, da? Toate sistemele de operare din stațiile astea nou făcute sunt pe XP. Windows XP, da? Trebuie renoite licențele, dar nu numai de XP, de Windows. Trebuie renoite și licențele suport pentru softurile care operează pe baza XP-ului. Toate costurile astea nu sunt prinse. N-au avut un istoric, că asta vă spuneam la început. Te duci la RSC să-ți vizeze nou preț pe baza istoricului. Nu există un istoric. Nefiind amortizare prinsă în preț, pentru că domeniul public este neamortizabil, n-am un istoric al amortizării care să ducă în cota aia de dezvoltare mai pe românești, așa. Are un nume ăsta, e idee. Trebuie neapărat să facem să luăm o hotărâre. Ce vrem să facem mai întâi? Să facem extindere de rețele. Să ne ducem către toți cetățenii
orașului și toți cetățenii satelor noastre cu apă și canal, că suntem în secolul 21 civilizați, că suntem săraci, ăsta e adevărul. România este o țară săracă. N-avem suficienți bani să le facem pe toate odată. Opțiunea principală, și cred că este aia corectă, a fost să facem extinderi de rețele și pe măsură ce vom găsi surse, să vom găsi resurse să facem și înlocuirea celor vechi, reparații. Se împlinesc 7 ani de când, sau 8 ani de când am pus în funcțiune stația de tratare a apei de la Călăraș. Treceți în fiecare zi pe lângă ea. Trebuie zugrăvită? Trebuie, nu? Trebuie reparat acoperișul? Trebuie. Vă rog foarte mult ca în următoarea ședință de Consiliu să luați în vedere următorul aspect. Impozitele și taxele pe care le plătește Ecoaqua pentru clădirile acestea să ne fie returnate în supravegherea dumneavoastră cu o comisie numită de Consiliul Local să hotărâm ce facem cu banii. Cum? Pentru administrare, da. Dacă tot este pe zona, e clar că poți să dai pentru administrare. Nu, domnule, suntem mai dumneavoastră. Bună întrebare. Suntem mai dumneavoastră. Păi, nu, dar trebuie să ne hotărâm. Suntem privatizați sau nu suntem privatizați? Nu suntem mai privatizați. Numai când trebuie să dăm, suntem privatizați, domnule Mitică. Când trebuie să ne să ia, suntem de stat. Lăsați-vă să te învățați. Nu, vă întrerupeți și îmi pierd șirul. Eu văd că dumneavoastră aveți probleme, dar văd că acest material care ne-a fost pus din el, văd o creștere de 15% a prețului. După care, mai bine și TVA-ul. 19-20. Deci e de 24%. Nu, e de 21%. Așa mi se mai dat. Dar de ce trebuie la Călăraș să fie prețul mai mare ca la București? La București este prețul de 6 lei. 6 lei și 8. Hai să spună de ce e mai mare. Domnul director, răspunde. Până mâine dimineață. Stăm să vă ascultăm dacă aveți probleme. Noi știm că aveți probleme. Dar problemele mai trebuie și rezolvate de comisie. București nu are stație de epurare. Asta vreau să zic. Și cu asta terminat și apa lui potabil. Nici așa, Marius. București este la industrie 7%. Hai să mărim acum, să suporte populația, să suporte pierderile și alte chestii. De ce? Pentru că toată lumea este nemulțumită. E cineva mulțumit? Vrei să mărim metru pătrat pe locuință a crescut? Care? Metru pătrat pe locuință vândută. De ce a crescut? Asta este ce? Păi, e o problemă asta? Tot e populația asta. Care metru pătrat a crescut? Ia, hai să vedem care metru pătrat a crescut. Haide, domnule, vă lăsați să fie. Zice! Trebuie să înțelegem un lucru și pe de fapt dumneavoastră știți, Călărașul este cel care susține Ecoaqua. Da? Majoritatea discuțiilor și timpului îl aloc discuțiilor cu domnul primar, cu ceilalți cu viceprimari și cu aparatul tehnic. Și vorbeam de opțiune. Opțiunea a fost să ducem apă către toți. Cât mai mult. La ora asta avem 98% la apă și vreo 87% la canal. De calitate nu mai vorbesc. Și în propunerea pe anul ăsta, care urmează, am încercat să prindem și niște lucrări și niște activități care să ne ajute în direcția reducerii pierderilor. Și munca lor 8 oameni, plus încă 4 echipe care lucrează în zona de reparații propriu-zise, s-a văzut. Nu se vede spectaculos, că asta este o muncă pe termen lung. Nu poți să o faci astăzi și gata, bați din palme și să rezolvă. Vă arăt graficele de la stația de tratare a apei pe o lună de zile. A scăzut consumul de noapte, care în realitatea și asta este. Ăla indică nivelul pierderii. A scăzut în luna mai a anului 2019 față de luna mai a anului 2018 cu 50 de metri.
Cut, pe oră. Consumul de noapte. Ăsta este efectul muncii de 2 ani de zile pe care oamenii ăștia l-au făcut. Ăsta este efectul. Da. Am făcut pus o muncă deosebită ca să schimbăm contorii cu contori de clasă superioară cu telecitire. Anul ăsta sper să finalizăm telecitirea întregului oraș. Toți clienții să fie cu telecitire. Și ajung aici și la întrebarea domnului Duicat, iar amănuntele o să vi le povestească domnul Neacșu, director Neacșu. Obligația operatorului este să ducă apa și să preia canalul de la limita de proprietate. La limita și de la limita de proprietate. La scara de bloc, limita de proprietate este la intrarea în scara de bloc. Ce se întâmplă în scara de bloc? Până la 5 metri maxim. Este problema proprietarilor și din nefericire Călărașul a desființat. La vremea respectivă a fost o acțiune corectă, bună. Dar la ora asta nu mai este, a desființat asociațiile de proprietari. Noi încercăm să determinăm scările de bloc să-și numească un responsabil. Ba s-a reușit. Sunt o grămadă de scări de bloc și acolo unde reușim să-i conștientizăm pe cetățeni de treaba asta, rezultatele apar, să știți. Sunt scări de bloc și cifrele vi le dă domnul Neacșu, la care pierderea asta, mă rog, coeficientul de repartiție se încadrează într-o zonă normală. 5, 6, 7, 10%. Nu mai mult. Și explicațiile tehnice o să vi le spună dânsul. Domnul Cosmân, că aici de față și ceilalți salariați, de-aia au venit, ei n-au avut curajul să spună, sunt îngrijorați că nu-și vor lua salariile întregi prea curând și sunt îngrijorați că salariile lor sunt foarte mici. Așa cum v-am spus, sunt foarte mici. Și am fost acuzat prin tot felul de salariul meu. E mai mic decât la un șef de serviciu din Consiliul Județean. Iar am luat odată o primă de două salarii când am terminat poimul ăsta. Postul de mediu când 100 de milioane de euro pe care i-am adus în județ, pe care i-am menegeriat, a fost și Curtea de Conturi, a fost și ANAF, a fost și DNA-ul. Și n-au găsit nimic în neregulă. Cred că nu, că i-a meritat banii ăștia.